Se aude, da? Da. Ok, continuă. Hristos a înviat. Ieri am fost la Parlamentul României, în fața Parlamentului României, unde s-au votat cele două legi care vizează dictatura digitală completată de o dictatură la adresa părinților din România. Un grup foarte mare de manifestanți, de cetățeni români cărora le pasă și care, spre deosebire de marea majoritate, simțeleg și sunt interesați de ce se întâmplă în această țară. Și scot capul din televizor și se mai interesează și din surse care spun adevărul, s-au aflat în fața Parlamentului României și au cerut imperativ Parlamentului României să nu voteze cele două proiecte de lege prin care statul putea să le ia copiii pe diverse motive și orașele noastre se transformă în orașe de 20 de minute. Într-un dispreț desăvârșit față de voința populară, atâta câtă este, într-un dispreț desăvârșit față de faptul că au fost deputați care s-au opus acestui proiect vehement, au fost partide politice în Parlament care s-au opus vehement, acești deputați au votat ieri o lege, două legi, dar dintre care una se vede că nu a fost scrisă pe picior, fără niciun fel de cunoștință juridică. Legea prin care statul este acreditat să controleze și eventual să ridice copiii din casele părinților pe diverse motive. Mă rog să mă lăsați să-mi termin și după aceea vorbiți la altă. Legea prin care statul este acreditat să preia copiii din casele părinților este o lege eugenistă. Este o lege de genul cele făcute de Adolf Hitler în anii 40, când se spunea că săracii, analfabeții, bolnavi, persoanele cu dezabilități nu au voie să aibă copii. Uitați-vă legea 145/2023 și cam aceeași idee se vede din această lege. Ce categoriile mai sus menționate, se spune în lege, intră într-un program de reeducare. Și dacă nu se reeducă așa cum vrea societatea, și dacă nu se încadrează în câmpul de muncă pe care îl vrea societatea, aceia nu mai au dreptul să aibă copii. Mă rog, nu mai au dreptul să aibă copii în îngrijirea lor. Cum e posibil ca în 2023 să existe un parlament al României care să dea o astfel de lege de tip nazist? Ori n-au citit-o nimeni dintre cei care au primit-o direct de la Bruxelles și la Davos, de la criminalii împotriva umanității neonaziști la Davos, ori nu știu carte deloc deputații români. Aș vrea toți cei care suntem aici să le spunem din Piatra Neamț că noi respingem această lege și să sperăm că cei din alte localități se trezesc la realitate. La București au reușit să ne disprețuiască și să ne trateze cu indiferență. Au reușit să ne trateze cu jandari. Dar poate totuși se trezesc oamenii din teritoriu. Pentru că va veni o zi în care ceea ce acum este o problemă națională, într-o bună zi când vă bate omul de la protecția socială cu doi jandari la poartă, este drama dumneavoastră personală. Nu va mai fi nimeni să vă ajute. Vă putem ajuta noi acum și vă puteți ajuta voi acum. Luând atitudine că suntem mulți și atâta cât suntem la nivel de Piatra Neamț de România. Dar în ziua în care această lege va trece definitiv și se va pune în aplicare, cei care acum ne primiți și disprețuitori sau lipsiți de interes, veți primi o vizită din care vi se va spune că nu aveți dreptul să fiți părinți ai copiilor dumneavoastră. Și atunci vă veți da cu capul de toți pereții, pentru că nimeni nu vă va putea ajuta atunci. Veți apela la un avocat, care e mai bine sau mai puțin bine pregătit, care se va întâlni într-o instanță cu un judecător, care e mai bine sau mai puțin bine intenționat. Și toată destinul familiei dumneavoastră va aparține atunci hazardului, dacă veți avea noroc să dați un avocat bun, dacă veți avea noroc să dați un judecător
care să înțeleagă și să empatizeze cu suferința dumneavoastră, dacă nu la revedere, acum puteți face ceva, acum vă puteți trezi la realitate și puteți să înțelegeți cei care sunteți părinți, cei care aveți copii de 18-20 de ani, gândiți-vă că acei copii vor avea copiilor, cei care v-ați crescut deja copiii și spuneți, dar pe mine nu mă interesează, copilul meu are 20 de ani, e la facultate, ce viață veți lăsa, ce țară veți lăsa copiilor voștri? Cei care aveți copii de 2-3 ani și care să zicem că veți avea norocul să nu fiți puși în situație de vizitanți de protecția copiilor și de observatorul copilului, cum se numește acum această organizație, nu înființată prin această lege care va hotărâi cine are voie și cine nu are voie să fie părinte în România. Dar copiii voștri mici vor fi ei înșiși mari. Și noi acum, de bine de rău, mai suntem un pic creștini, mai suntem un pic educați, pentru că am mai făcut niște școli înainte de 89, imediat după 89. Am mai mers la biserică, dar generațiile viitoare, care nu vor mai avea acest privilegiu, ce țară le lăsați? Când veți fi bunici și străbunici și copiii voștri vor fi vizitați ei de observatorul copilului și lui se va spune, ești prea sărac ca să fii tată și mamă, ești bolnav, ai diabet, ai boli de inimă, nu poți să mai fii tată și mamă. Ai suferit condamnare penală și ai executat-o și în loc să fii reabilitat se spune, nu mai poți să fii tată și mamă. Ce să faceți atunci? Treziți-vă la realitate. Noi nu suntem niște oameni nebuni. Dacă nu vă vine să credeți ce spunem noi aici, vă invit să vă duceți acasă, să deschideți calculatorul, să dați pe calculator LX145/2023, să puneți mâna și să citiți. Pentru că de-aia aveți calculator, de-aia ați învățat la școală să citiți. Apropo, dacă n-ați învățat să citiți, să știți că și atunci vine și vă ia copilul. Observatorul părinților, observatorul copilului. Așa că va trebui să vă duceți rapid, să învățați, să citiți, să scrieți și după ce veți face asta, vă invit ca prima lectură, ca oameni proaspăt literalizați și alfabetizați, să fie legea aceasta. Ca să înțelegeți că noi nu suntem nebuni. Și sper că suntem la sentimentul tuturor care suntem aici, când spun că noi, Piatra Neamț, respingem, noi județul Neamț, că nu suntem numai pietrene aici, respingem această lege a Parlamentului și solicităm avocatului poporului, solicităm celor care au mai rămas în Parlament cât de cât români și cât de cât sănătoși la cap să formuleze preșepții de neconstituționalitate cât se mai poate încă și să dea în afară din Parlamentul României această lege eugenistă de tip nazist. Pentru că nu putem să avem pretenția aceasta la președintele României care ne-a demonstrat de nenumărate ori că doar își ia salariul din funcția de președinte al României, în rest nu are absolut nicio legătură cu ceea ce se întâmplă și s-ar putea să-l favorizeze asemenea prevederi legale. Pe partea cealaltă, a doua lege despre care v-am vorbit și sâmbătă și vă vorbim și astăzi și pentru care suntem de fapt aici, este aceea transformarea orașilor în orașe de 20 de minute. Sau 15 minute. Încă nu s-au hotărât cât de mult ne vor da voi de departe ne vor lăsa să ieșim din lesă și din cușcă. Atât e orizontul lor, da. Uitați-vă bine în legea respectivă. Nu mă credeți pe mine, nu-i credeți pe oamenii de aici. Dar uitați-vă în legea respectivă și citiți. Acolo scrie negru pe alb. Scrie negru pe alb. Statul va descuraja posesia de autoturisme personale. Treziți-vă la realitate. Uitați-vă câte mașini aveți. Unii dintre voi ați muncit în Italia, în Franța, nu știu ce țări, doar pentru o mașină. V-ați sacrificat liniștea, familia, ca să vă cumpărați mașină penoasă. E de domeniul trecutului dacă nu vă treziți la realitate. Scrie în această lege că o măsură de mobilitate urbană durabilă va fi reducerea parcărilor. În cazul în care nu ați înțeles de ce Piatra Neamț au început să vă dispară parcările încă înainte de
aprobarea acelei legi, adică în mod ilegal. Iată, vă spunem noi. Și dacă nu ne credeți, și nu aveți niciun motiv să ne credeți, mergeți și citiți legea 47/2023. Pentru că de-aia ați fost la școală și de-aia ați învățat carte. Și de-aia aveți laptop și plătiți bani pentru el. Scrie acolo că se va încuraja mersul pe jos. Dacă nu mă credeți, citiți definiția. Căutați pe internet codul de amenajare teritorială și urbanism. Căutați exact așa cum v-am spus eu. Codul de amenajare teritorială și urbanism. Și Da, aveți dreptate, vă rog să aveți dreptate. Vă rog să aveți dreptate. Dar puteți să plecați dacă nu vă place ce zic, că nu e nicio problemă. Deci la pagina 258 găsiți definiția orașului. Domnilor jandarmi, aveți obligația să veniți și să vă asigurați că acest protest este legal apărat de intervenții. Deci, în codul de urbanism există definiția care se dă orașului de 15 minute și acolo se spune așa că este un complex de măsuri prin care orașul de 15 minute va putea fi accesat pe jos cu bicicleta sau cu transportul în comun. Nicăieri nu se spune acolo despre transportul cu autoturismele personale. Înțelegeți că într-o perioadă scurtă de un an, 2-3, se vizează dispariția acestor autoturisme personale. Adică se vizează atacarea dreptului dumneavoastră de a avea proprietate privată. Și dacă nici acest lucru nu vă interesează, atunci poate vă interesează faptul că aceste orașe de 20 de minute vor avea zone de restricționare în care nu veți putea intra. Și nu o spun eu, ci o spune același proiect de lege care a devenit lege ieri în Parlamentul României. Tot ce trebuie să faceți este să citiți și să vă informați. Și sper că sunt în asentimentul celor care suntem aici ca să spunem că Piatra Neamț și județul Neamț refuză transformarea municipiului Piatra Neamț și a celorlalte zone rezidențiale în pușcărie digitală de 15 minute. Și încă îi cerem domnului primar al municipiului Piatra Neamț să ne spună în ce bază legală a demarat proiectul orașul Piatra Neamț 2021-2027 înainte de a se semna și de a intra în vigoare legea 47/2023, care nici în acest moment nu este definitiv intrat în vigoare. Și mai ales îi cerem domnului primar din municipiul Piatra Neamț să ne spună pe cine din municipiul Piatra Neamț a consultat când a decis să pună în aplicare o preferință bibliofilă a domniei sale. Domnul primar din municipiul Piatra Neamț a spus presei, o secundă și încheierea, a spus presei că domnia sa a fost vrăjit de fascinanta concepția orașului de 15 minute citind o carte. Dumneavoastră vă veți pierde mașinile personale, libertatea și vă veți pierde dreptul de a merge dintr-o localitate în alta, pentru că domnul primar din acest municipiu a citit o carte. Slavă Domnului că n-a citit altă carte care ne-ar fi putut aduce mult mai mari negații. Dar să zicem că domnul primar a citit o carte, ceea ce este foarte bine și recomandabil. Cu cine s-a consultat în municipiul Piatra Neamț domnia sa pentru a pune în practică acest proiect? Uitați-vă cum arată ceea ce acum câțiva ani se numea perla turistică a Moldovei.
nici măcar în orașele bombardate nu arată așa. Uitați-vă cum arată centrul acolo, la Windmark. Poți să jup câtul în groc. Toate acestea, dacă n-ați știut și n-ați știut, vi le-am spus noi săptămâna trecută și vi le spunem acum, fac parte din programul Orașul de 20 de minute Piatra Neamț, în care odată închiși nu veți mai putea ieși, în care odată închiși vor hotărâi ei ce este de necesitatea dumneavoastră, în care odată închiși nu veți mai putea face nimic. Citiți în codul de urbanistică definiția orașului de 15 minute și vedeți că acolo spune așa: în acest oraș de 15 minute vom duce tot, locul de muncă, locuința, comerțul, divertismentul, tot ce ține de viața dumneavoastră. Dacă e vreo unul dumneavoastră care face naveta să-și ia avio pe la locul de muncă, dacă e vreo unul dumneavoastră care merge mai mult de 20 de minute pe jos ca să ajungă la serviciu să-și ia avio de la locul de muncă, trebuie să ai la locul de muncă pe care ți-l dau ei, unde ți-l dau ei și în locul unde vor ei și ce loc de muncă vor vrea ei să se ființeze acolo, întâlnivetul ăla, în cărduțul ăla de 20 de minute, care va fi și un cărduț inteligent, adică va fi supravegheat electronic și digital de dimineață până seara. Și citiți în lege, vedeți de câte ori se vorbește despre colectarea de date. Pe cine ai întrebat? Pe cine a întrebat domnul primar din Piatra Neamț dacă eu vreau să fiu filmat din fiecare metru când merg și când după aceea datele mele să fie spuse, uite ăla, ăla cu geaca verde, neagră, ăla merge pe jos în fiecare dimineață. Unde era cu doamna cu batitul albastru, se urcă în autobuz la ora cutare. Ăsta este proiectul, citiți-l el, citiți-l lege, nu mă credeți pe mine. Ăsta este proiectul. Și cum se face, domnule primar din Piatra Neamț? Că oamenii din Piatra Neamț, când aud despre ce spunem noi acum, ori cred că suntem nebuni, ori cred că așa ceva nu se poate. Dar în niciun caz nu e niciunul care să spună, a, dar știam despre asta. A, știu că am fost informat de primărie. Știam, uite, domnul primar a făcut o ședință, s-a făcut o conferință la televizor, s-a făcut o informare într-o ziar de mare tiraj și a spus, frați, pietren, uite, de mâine, poi mâine, nu mai aveți voie să aveți mașini, o să vă reducem parcările, o să vă luăm toate astea, dacă lucrați peste mână încolo la Cârcina, încolo spre Roma, nu mai puteți să vă dați demisia ca să vă mutați, să vă găsiți ceva de lucru în interiorul orașului și multe astea. Dar se vede că pietrenii habar nu au despre astea, pentru că nu i-a consultat nimeni. Pentru că nu a existat nicio consultare și noi am cerut sâmbăta trecută primarului din Piatra Neamț să facă un referendum local după ce maestrii vă informează onest, cinstit, nu prin manipulare, nu spunându-se vaiute, vor cânta păsărele și va fi cerul liber și curat. Că slavă Domnului, Piatra Neamț nu este Tokyo să aibă 40 de milioane de locuitori. Și aerul din Piatra Neamț este încă respirabil, că de-aia e oraș turistic. De aceea nu avem nevoie, domnule primar, să renunțăm definitiv la transportul cu mașinile care ne-au costat o avere și care ne asigură independența. Că una este să te urci în tramvai să le ia jos și alta este să te urci în mașinuta ta personală și să te duci acolo unde ai de dus. Oare nu este... N-ar putea să fie acesta un motiv pentru care domnia sa, domnul primar din Piatra Neamț, a transmis permisiunea de participare la acest protest cu o oră înainte de începerea protestului. Ați mai văzut așa ceva, ca aprobarea scrisă să-ți vină cu 45 de minute înainte de începerea protestului propriu-zis, ca să nu avem timp să ne organizăm, ca să nu avem timp să vă informăm pe domniile voastre, ca să nu avem timp să publicăm în presă că va fi un protest aici. Oare asta nu înseamnă că protestul de sâmbătă trecută a deranjat? Faptul că am început să spunem acest adevăr a deranjat? Și atunci s-au găsit tot felul de tehnicuri administrative ca să ne blocheze. Nu vor putea să ne blocheze. Pentru că așa cum spunea antevorbitorul meu, n-au pierit toți părinții, toți bărbații, toate femeile din țara aceasta. Mai suntem unii cărora încă ne mai pasă ce fel de viață aducem, cum o ducem și ce lăsăm în urmă copiilor noștri. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru faptul că m-ați ascultat și dacă mai dorește cineva, ia cuvântul, așteptăm.